Casa de Cultura Studenților a fost astăzi gazda un eveniment al celor de la PNL Dolj. Au fost prezentați candidații PNL Dolj la alegerile parlamentare din 11 decembrie. Pentru Senat, PNL Dolj aduce pe prima poziție actualul senator Mario Ovidiu Oprea, apoi consilierul județean Cosmin Călin, consilierul județean Dorin Mărgărit și consilierul local Adrian Angureanu. La Camera Deputaților, PNL Dolj pe prima poziție este consilierul județean și lider al organizației Nicolae Giugea, urmat de deputatul Ionuț Stroie. La eveniment au participat atât președintele partidului Alina Gorghiu, cât și primarul Aradului Gheorghe Falcă. Noi, liberalii, ne-am strâns astăzi aici să spunem tuturor oltenilor că suntem partidul care a înțeles că România și românii merită altceva. Încă dinainte de alegerile locale am scos de pe liste corupții și cei asupra cărora a existat bănuiala că au încălcat legea. Poate că am avut de pierdut în anumite zone pentru că am luat această hotărâre, dar sunt convins că de data aceasta, la alegerile parlamentare, oamenii ne vor aprecia și vor vota pe cei care au avut curajul să spună am greșit și noi ca și ceilalți. Însă suntem gata să facem un nou început. Cereți-le oltenilor această șansă. Cereți-le oltenilor o schimbare. Spuneți-le să renunțe la trecut. Să mergem cu Oltenia înainte. Spuneți-le să renunțe la minciunile PSD-ului, la baroni, să renunțe să mai primească pomenile electorale, să fie mândri, demni și să voteze pentru viitor. Haideți, Olteni, să mergem înainte, să ducem România înainte. Să nu ne mai fie rușine atunci când mergem în alte provincii să spunem că suntem din Oltenia.